Ei da, salutare și bine v-am regăsit, dragi ascultători, aici alături de Radio Stile FM Estival, alături de una dintre cele mai interesante ediții emisiunii Radio Recepții DX. Cred că știți și dumneavoastră că emisiunea aceasta Radio Recepții DX face în așa fel încât să aducă cele mai interesante povestiri ale recepțiilor radio. Suntem în luna iulie anului 2014, o lună în care putem spune că ne apropiem cu pași rapizi de finalul de sezon sporadic. Sezonul sporadic poate dura și până în 20-24 august, dar vreau să spun că intensitatea sporadicului după data de 26-27 iulie începe să scadă. Zilele cu sporadic încep să se rărească și, bineînțeles, fenomenul nu mai are amploare. Ei da, dacă tot suntem în acest, să zic așa, apropiat de final de sezon de sporadic, ar fi bine să facem în așa fel încât să povestim puțin în amănunt cam care a fost cam toată propagarea din acest an 2014. Ei da, am făcut în așa fel încât să vorbesc și cu Radu RDL TV de Xerul, care și el din spate a urmărit propagările din 50 de MHz, la fel am urmărit și eu și am făcut în așa fel împreună să combatem, după care să facem în așa fel încât să rezulte un rezumat care să vi-l povestesc în această emisiune. În primul și în primul rând, sesiunea sporadică a propagării ionosferice din 2014 a început în luna aprilie, undeva pe data de 29. A început pe data de 29 cu o intensitate mică. Bineînțeles, reflexia a fost făcută în zona Iordaniei, Israelului și a Egiptului, iar cea de-a doua zi a fost ziua în care a fost sporadic la o intensitate de local prin prisma țărilor care vin în mod normal, precum Turcia, Siria, Liban, Iordania, Israel, Egipt, dar bineînțeles având și fenomenul de furtună sporadică. Startul acesta este un start care noi ca DX-eri ce avem mai mulți ani și mai multă experiență putem spune că este foarte bun. Un, să zic, sezon bun. Dar acum dacă suntem aproape de finalul acesta de sezon, putem spune că acest sezon a fost un sezon de o calitate medie. Nici de cum de o calitate bună, strălucită, după cum ne-a făcut cu ochiul startul acesta de sezon al propagării sporadice. Acum, pentru că toți sunt în această emisiune, vreau să vă spun ceva foarte interesant. După cum am uitat eu prin propagările ce au fost recepționate în Europa, cea mai, zic așa, bună deschidere care au avut-o germanii, francezii, cehii, olandezii, fost spre Rusia, Ucraina, în partea aceasta, să zic, Moldova, România, Bulgaria, a fost, dar nu a fost cu o intensitate mare, ci parțială. La capitolul propagare turcească a fost, să zic, raritate. Deschideri, să zic, în număr de 2-3. Că dacă vorbim de propagări arabi, sirieni, să zicem, libanezi, asta putem spune număr de 2, una maxim pe acest sezon. Și acelea cu intensități slăbuțe.
Deci în mare cam propagarea s-a axat în Europa pe următoarele puncte. Să zicem așa, dacă am fi în Germania, am avea anul acesta am fi avut așa. Am avut foarte multă propagare dinspre Portugalia, propagare dinspre Ucraina, de propagare dinspre Rusia, multă Finlandă, Suedie, Norvegie, propagare dinspre Tunisia, Algeria. Am avut propagare, să zic, parțială spre Bulgaria, Serbia. Și bineînțeles ar mai fi raritatea, să zic între ghilimele, propagare cu Grecia. Dacă noi am fi în momentul acesta, să zicem, momentul de a face un sumar al propagărilor în zona de, să zic, de centru, de vest a Poloniei, haideți să punem și pe acolo un marker. Propagarea cea mai des întâlnită acolo a fost propagarea spaniolă, propagarea italienească, franțuzească, finlandeză, lituaniană, rusească, ucraineană, a fost propagare bulgărească, iar la capitolul turcească a fost mediocră, la capitolul grecească foarte rar, deschideri foarte puține. Da, haideți să ne mai învârtim prin cerc așa, pentru că eu am făcut cu Radu așa un mic, să zic așa, un mic conspect la ce a fost. Dacă am fi fost în Spania, după cum indicau hărțile, în toată această perioadă de timp, în tot acest sezon sporadic care l-am avut noi aici alături de acest an 2014, păi propagările cele mai des întâlnite din această zonă au fost cele din Italia, cele din Croația, Slovenia, Austria, Germania foarte multă, Cehie, Polonie, dar nu a fost multă Ungarie. Deci lipsă de Ungarie față de alți ani. Românie, da, dar Românie la o calitate mediocră. Grecie față de alți ani, aproape deloc. Deci Grecie nu prea am văzut deschideri în această sesiune a sporadicului din 2014. Că tot am vorbit noi de așa ceva, haideți să ajungem pe tărâmul nostru mioritic. De exemplu, România. Facem în așa fel încât să spunem că din România cele mai multe deschideri sporadice în acest an au fost deschiderile între părțile arabești și cele nordice. Numărul lor au fost egal. Deci a fost un an care am putea pune egal între arabi versus țări nordice. Și a doua clasificare a propagărilor sporadice din acest an ar fi a celor din, să zic, Europa, Germania, Danemarca, să zic, Olanda, a fost, de exemplu, Cehie. Polonia, de exemplu, a fost foarte slabă și o singură dată. Italia am avut, dar nu de multe ori. Spanie am avut, dar calitatea sa a fost de câteva ori, dar mediocră. Nu a fost calitate mare pentru că ea era din val și bineînțeles cu foarte multe goluri. Ce am putea spune? Propagare rusească. La capitolul propagare rusească aici aș putea spune că banda de TVDX a fost prima care s-a afirmat anul acesta și care a avut cele mai multe deschideri. S-a văzut Rusia 1, s-a văzut Belarus, Rusia 1, 3 canalul de la Moscova,
s-a văzut TV Center, s-a văzut ăla acela, 1 TV Armenia, s-a auzit sunetul de la Azerbaidjan pe canal 5, sunet rusesc pe canal 5, deci am avut o activitate destul de mare. Tot de la TVDX aș pune și partea de deschidere sporadică între Iordania și Siria. Siria a fost foarte slabă cu 2 deschideri, Iordania având un număr de peste 23-24 de deschideri, dintre care aș putea spune că doar 6-7 au fost de calitate mai mare. Restul toate au fost cu goluri, au fost cu semnal slab, mixat, dublat și așa mai departe, deci calitatea fiind din ce în ce mai proastă. Acum, dacă tot aș merge pe partea aceasta a propagărilor, aș termina eu cu sporadicul și cu ionosfera aceasta, care a fost o ionosferă foarte, să zic așa, foarte ciudat anul acesta, prin prisma startului arabesc, care a spus multe, că ar fi un sezon foarte bun, un sezon foarte calitativ. Eu aș spune că anul acesta nu prea am auzit propagări grecești de aici, din România. Deci lipsa propagărilor grecești și-a spus cuvântul. Asta aș spune o primă lipsă care am avut-o pe propagarea ionosferică. Acum, pentru că sunt în această emisiune, nu mai am decât puțin timp la dispoziție în care să mai abordez 2 subiecte, tot ce le-am discutat și le-am combătut cu Radu, și care ar fi în felul următor: propagarea troposferică în sezonul acesta aprilie-iulie 2014. În primul și în primul rând, acest sezon troposferic a fost un sezon care s-a limitat la distanța cea mai mare indicată pe tropo, bineînțeles dintr-o singură bucată, să zic așa, pe 93,9 a semnalului TRT FM de la Amasia. O singură înregistrare există și care dovedește și atestă această recepție, bineînțeles având și fadingul specific de distanță și așa mai departe. În rest, ea s-a limitat la propagarea clasică de Istanbul, 448 de kilometri, Kocaeli la 550 de kilometri și 600 de kilometri la Zonguldak Arsardorup. Ar mai fi fost o deschidere tot așa de importanță într-o dimineață, care pur și simplu, dacă nu o urmăream, o scăpam. Este vorba despre recepția radiourilor de prin zona Denizli-Muglă. Această recepție, vreau să spun că a fost una dintre cele mai dubioase, pentru că mie mi-a sărit în ochi o singură chestie. Căutând pe bandă radiouri din Istanbul, m-am trezit în loc de Radio Viva Classic pe 90 de megahertz, cum vine el de fiecare dată, muzică simfonică pe 90. Și de aici încolo a început chestia cu semnul de întrebare. Ce mai am pe bandă pe 95,8? De unde este TRT FM pe 99,8? Și așa mai departe. La capitolul propagare troposferică a stațiilor slabe, ce s-au la distanță mai mare,
Vreau să vă spun că am avut anul acesta propagări locale de litoral spre București. Am avut propagări dinspre Moldova spre București. Am avut Bârlad. Ceahlău am avut în București. Am avut stație slabă de pe releu de la Novaci în București. Șimnicul s-a auzit în București. Oriahovo. Haide să spunem campusul de la Slobozia, că și ăla intră în grupa aceasta. Radio Zoo de la Brăila, Kiss de Brăila și așa mai departe. Deci în local am avut și stații slabe la distanță. Fenomen foarte interesant pe propagare troposferică, am avut fenomenul de cum să mă exprim eu, de propagare foarte accentuată în timpul unei averse torențiale care s-a stârnit în timpul unei propagări. Propagarea era una oarecare, care indica Zonguldak, Karsar, Dorugu, indica Istanbul, indica Moldova, indica Topolog, litoral slab, Burgas, Varna, propagare care duce pe această traiectorie, să zic începând de la est-nord-est până la sud-est. A sosit norul, a început să plouă torențial, iar la 2 minute diferență de începutul ploii, semnalele de pe toate aceste traiectorii au crescut uluitor. Semnalele de pe litoral de la slab au devenit cu blanc, semnalul de la Bârlad de la foarte slab la foarte tare, având blanc, se înțelegea perfect și așa mai departe. S-a auzit clar și s-a înțeles și stația slabă de la Slobozia Campus de 87,7, Trinitasul de la Hârșova și așa mai departe. Propagarea a continuat cu Istanbulul, după care după vreo 7-8 minute s-a descărcat din cauza ploii. Zonguldakul a persistat și după ploaie încă aproape o jumătate de oră. Iar toată noaptea a ținut propagarea într-o singură traiectorie. Deci după ce a trecut ploaia și a măturat toată propagarea, o bandă mai puteai să ai așa. Brăila, Silistra, Dobrici, Băneasa și Varna. În rest, toate cele bune. Asta ar fi fenomenul cel mai important care ar trebui să intre ramă pentru această istorioară a anului 2014 în timpul propagărilor troposferice. Propagarea troposferică, iarăși interesantă, aș avea de notat propagarea sârbească. Propagarea sârbească ce am avut-o în acest an 2014 a fost o propagare sârbească care m-a prins exact cu o singură antenă care a fost într-o poziție mai spre Subotița, să zic, nu spre Tupișnița, nici spre Deliovan, nici spre Jaițar și așa mai departe. Nu, m-a prins într-o poziție dubioasă. Ei, vreau să vă spun, dragii mei, că am prins Deliovan anul acesta mult mai bine față de anii anteriori și, bineînțeles, în maximul de propagare al sârbilor, m-am trezit cu semnalele de pe releul de la Iastrebați și Copa Unic. Cam astea ar fi distanțele cele mai mari care le-am avut de aici, din capital. Cam asta ar fi fost toată distracția troposferică din acest an 2014, pe această perioadă a sezonului aprilie-iulie 2014. Restul nu pot să spun că a fost ceva important. Ce? Silistră, care era în fiecare zi,
Călăraș, care apărea odată la câteva zile, Băneasă, care apărea la săptămână și așa mai departe. Să zic, unele nopți cu Topolog, sau bineînțeles, variații continue de Galați în București, acestea nu le pot lua în considerare pentru că sunt propagări care sunt în mod normal pe polarizare orizontală. Acum am ajuns în fața finalului de emisiune. Final de emisiune cu antene, cabluri, mățăraie, SDR-uri și alte bazaconi. Acest final de emisiune se axează pe antenele de recepție. Fiindcă am primit foarte multe e-mail-uri, fiindcă am primit foarte multe sugestii, fiindcă am făcut în așa fel încât să construiesc foarte multe antene și să calculez și să pun în practică mai multe polarizări, am ajuns să fac și câteva dintre concluziile ce trebuiau să apară în această emisiune. În primul și în primul rând încep cu antena cu polarizare mixtă, pentru că eu am lucrat aproape o lună și jumate pe această antenă și pe această polarizare. Antena pe polarizare mixtă este o antenă cu dublu tăiș. Am spus și în emisiunea anterioară, i-am explicat și prin mail persoanei respective ce a întrebat. Dacă folosim elementele din lambda, vom avea semnalul normal, iar dacă vom folosi elementele în formă de X, care sunt pe această antenă, în lambda pe 2, semnalul se va înjumătăți, iar calitatea va fi mediocră. Atunci va apărea zgomotul benzicul un pic mai ridicat. Antena în polarizare mixtă, în formă de X, este o antenă care câștigă foarte mult la recepție pe zona de relief, care este, să zic, un plan de câmpie, fără obstacole. E bună și în oraș, nu pot să spun nu, dar aceasta este foarte afectată de clădiri. La emisie, dacă folosești polarizare în formă de X, ai un avantaj foarte ridicat pentru că vei avea semnal și ziua și noaptea adus de propagare, variat de propagare și pe o distanță mai mare față de polarizările normale, standard, orizontal și vertical. Dar ai un singur dezavantaj. Lobul acesta al antenei este un lob care câștigă foarte mult pe propagare în local și parțial pe distanță. Propagarea pentru polarizarea mixtă în distanță este o propagare care apare numai în unele condiții. Bun, se știe. Acum fac o mică paranteză. Umezeală la sol, ceață prin aer, variația termică care este la sfârșitul verii spre toamnă și așa mai departe. Polarizarea mixtă în formă de plus, deci o antenă în formă de plus. Aceeași figură. Dacă sunt elementele în formă de lambda, în momentul acela semnalul este total. Dacă elementele sunt lambda pe 2 la cuplaj, semnalul este înjumătățit. Antena are câștig și așa și așa, numai că apare o singură diferență. Diferența este în polarizarea verticală. În momentul când antena este pusă în lambda pe 2 cu toate patru elementele, cele de pe verticală vor fi înjumătățite față de cele de pe orizontală care sunt normale. Antena va răspunde mai mult orizontal și mai puțin vertical, sau pe jumătate vertical și normal, sau maxim orizontal. Acum, dacă tot vorbim de acest lucru, dacă le-am pune lambda pe lambda, vom avea maxim pe aceste recepții. Nu vom înjumătăți. Această antenă are un avantaj foarte mare. Dacă folosim antena în formă de plus la emisie, vom câștiga în distanță, vom câștiga în local. Lobul local, vertical, va face în așa fel încât să îți întărească recepția în local, iar orizontala îți va
ați va face în așa fel încât ca noaptea, ca în timpul propagărilor, ca semnalul să se audă la distanță. Deci voi avea un câștig de cauză mult mai mare față de polarizările standard, orizontal și vertical. Acum luăm următoarea antenă. Tot din test și tot antenă care a dat răspuns foarte bun. Antena Bicuad FM. Antena Bicuad FM poate fi folosită cu un simplu quad sau cadru, cum vreți să-i ziceți, care îi punem o buclă, o adaptăm, o simetrizăm și așa mai departe, și antena va face în așa fel încât să dea un randament mai ridicat față de o antenă normală. Atenție foarte mare! Polarizarea acestei antene este o polarizare care, oricât ai răsuci-o, îți dă același rezultat. Deci cadrul cât l-ai răsuci, el tot același rezultat îți va da. Schimbări vei avea doar dacă vei schimba din planul orizontal al cadrului în planul vertical. Dar dacă vei răsuci planul în vertical sau orizontal, orice răsucire ai face, semnalul cules este același. Testat, verificat, nimic nu este eronat. Acum voi spune cum stă treaba cu cele două coaduri. Unul care este la semnal și unul la masă. Antena care este în mod normal bicuad, antena este de câștig. Această antenă are un avantaj foarte mare, în primul și în primul rând că se manifestă exact cu același simptom ca al unei antene directive. De ce spun acest lucru? Pentru că dă același randament. Dacă aș pune o antenă directivă, să zicem, de 3 elemente cu polarizare verticală spre un emițător și o antenă quad, polarizare verticală, eu voi recepționa la aceeași intensitate același emițător. Nu voi avea diferențe. Și mai are un avantaj că ea captează din mai multe unghiuri. În polarizarea orizontală, coadul are un câștig, să spun, mult mai ridicat, dar apare și o recepție parțială pe vertical. Ar mai fi de notat că apare și o recepție pe polarizare mixtă. Dacă antena este pusă vertical, cea de pe polarizare mixtă în formă de plus va apărea, dar foarte slab, iar dacă este poziționat orizontal acest quad, va capta polarizarea mixtă în formă de X. Atunci va avea un fel de semnal aproape înjumătățit față de un normal, să zic. Dacă ai avea o antenă în formă de X, să recepționezi o altă antenă de emisie în formă de X, atunci vei avea semnalul fără pierdere și normal cum ar veni. Deci diferențele sunt sesizabile. Ultima antenă care a fost probată și testată în această perioadă de timp a fost antena elicoidală MACI. Antena elicoidală MACI, o știți din toate schemele, că poate fi cu simetrie simplă, simetrie dublă și complementară. Dacă o folosim în simetrie simplă, cum am făcut-o și am și demonstrat-o în filme, are un câștig foarte ridicat, dar atenție foarte, foarte mare cu orientarea către stațiile radio. Pentru că această antenă este cu un unghi foarte îngust. Dacă aș pune această antenă cu fața spre cer, să zic, cu elicoidalul în sus, antena ar câștiga foarte mult în, propagarea recepției, în propagarea ionosferică, meteorică și așa mai departe, sporadică,
că asta trebuie spusă, și Petropu speră ar avea, hai să zic așa, un 20% câștig, restul pierdere. Se vor auzi semnale din mai multe traiectorii, dar semnalele vor fi slabe. Sunt testate de mine toate acestea amănunte. Deci această antenă ar fi bună de construit, de proiectat, ori să fie fixă, pusă, orientată pe un anumit emisător, ori să fie construită să aibă la bază un motor. Cam asta ar fi, să zic, una dintre regulile cele mai mari. Acum, pentru că am tot combătut de aceste lucruri, ajung și la ultima chestie care mai am de discutat în emisiune. Au apărut câteva cabluri coaxiale care trebuiesc să le numim aici în emisiune. Avem două tipuri, sunt cele două tipuri RG6 de culoare neagră, care este scos acum recent pe piață, care este rigid, și ar mai fi al doilea cablu RG6U/B, care este tot așa rigid, este de culoare albă. Și acesta trebuie să aveți mare grijă cu el. De ce vă spun acest lucru? Că la variațiile termice s-ar putea să vă pleznească caroseria. El este calitativ. Deci acesta trebuie să aveți mare grijă pe unde îl puneți și pe să nu se miște și așa mai departe, pentru că el poate pune. Cea mai mare problemă întâlnită de câțiva dintre amatorii care au folosit RG6-le acela negru a fost în felul următor. Problema cea mai mare este că la distanță mai mare de 15-20 de metri, cablul acesta are o pierdere foarte ridicată, iar dacă are montată o antenă, să zic directivă, semnalul este foarte slab. Deci atenție foarte mare la cablurile coaxiale care sunt aduse în acest moment în comerț. O să mai vorbim de noutățile acestea testate de amatori, de cablurile coaxiale, de mufe și așa mai departe în emisiunile următoare. Dacă încheie emisiunea, trebuie să o încheie și cu ultimul subiect care mi l-a adus un prieten de breazlă. Subiectul de test de fidelitate între două sticuri SDR, de acelea de analizor. Sticul care îl știm noi, dongle cu R820T, și sticul TeraTech, ce este scos în acest moment și care este foarte lăudat în afară. Măi, oameni buni, din ce s-a testat aici în București, și bineînțeles, cine a avut și a deținut acest TeraTech față de un R820, sticul dongle vechi, care îl știm cu toții, care îl avem pe analizoare, are un minus, un mic punct, să zic, de neplăcere. Primul ar fi că este zgomotos pe mai multe spectre. Doi la mână, te trezești pe mai multe spectre cu blancuri, care sunt, bineînțeles, inventate de construcția sa,
Și o altă problemă este problema de hardware, care dacă se încălzește tare de tot și așa mai departe, uneori apare problema deconectării. Cam asta ar fi în mare tot ce s-a probat, ce s-a testat aici în materie de stick, de SDR și așa mai departe. Până la următoarea noastră întâlnire a acestei emisiuni Radio Receții de X, nu mai am decât să vă spun în felul următor. Înălțați antenele cât mai sus, sezonul sporadic este pe sfârșit, propagările troposferice vor mai fi, pentru că inversiuni încă mai avem în propagările de tropopauză, și vreau să vă spun în felul următor că până data viitoare, toate cele bune și numai bine. E bine.